Curtea grupului școlar Petru Maior a fost plină nu numai de elevii claselor a 12-a care au absolvit miercuri. Toate clasele au fost încolonate în fața profesorilor care au mânat premii și diplome de absolvire liceenilor. Suntem împreună acum, când emoția primilor pași în acest liceu, a primului răspuns, dar profesorilor voștri, s-a stins de mult. Ecourile produse de vibrația sufletului vostru, la fiecare satisfacție sau eșec, s-au topit, iar voi împărțiți ultimul zâmbet de adolescent. Emoțiile au fost de nestăpânit pentru unii. Chiar dacă au fost lacrimi sau zâmbete, toată lumea a fost fericită. Atât profesorii cât și elevii și-au luat rămas buni unii de la alții, cu mulțumiri doar pentru faptul că s-au cunoscut și s-au maturizat împreună. Suntem triști, pe de o parte, pentru că acești elevi care ne-au reprezentat foarte bine la concursurile și olimpiadele școlare se despart de noi, dar totodată și o zi fericită, pentru că vedem că munca noastră a ajuns la un final și a fost răsplătită prin rezultatele obținute de către elevi. O zi cu multe flori și suflete de copii fericiți, ce bucurie mai mare se poate decât așa o zi faină. Părerea mea de Dumnezeu și zile frumoase. Foarte bine! Da. Sunteți mândri de el? Da, normal, foarte mândri. Bine! Bine! Da! Perioada din liceu se spune că este poate cea mai frumoasă parte din viață. După absolvire, mulți s-au adunat fie într-un cadru restrâns, fie la un restaurant pentru a sărbători această zi. Până la sfârșitul săptămânii, toate liceele din oraș își vor lua rămas bun de la încă o generație.